Finalul concertului susținut de Alexandru Tomescu aici la Ghimeș-Făget, suntem și în derularea unei, cum să spun, s-a degustat brânză aici. Asta este ce s-a întâmplat aici și evenimentul, iată, este unul frumos și, bineînțeles, este organizat de Damian Pal. Este inițiatorul, creatorul, până la urmă, acestui concept, Oamenii Inspiră. Sunteți cel vinovat de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici la Ghimeș-Făget. Bună seara! Bună seara, mulțumim tare mult pentru vizită. Da, așa este, dar meritul nu este doar al meu. Împart acest merit cu o mulțime de oameni frumoși care văd și cred că lucrurile se pot realiza foarte frumos. Alexandru Tomescu este cel care a crezut în noi și vine pentru a patra oară la Ghimeș-Făget. Scuză-mă că te întreb, Damian, a patra oară, dar a cincea oară ca turist. Sau poate de mai multe ori, cred că a fost... decât 5. N-am numărat, sincer. Și suntem foarte onorați că aceste lucruri se întâmplă aici la Ghimeș și putem face cumva un mix de culturi, să vină alți oameni să vadă ce avem noi aici și noi să mergem să descoperim ce au și alții locuri și oameni frumoși.